cred că se simt foarte bine madrilenii. Ambițiile sunt foarte mari la Real Madrid, indiferent de categoria de vârstă unde lucrează. Da, așa sunt. O centrale foarte bună! 2-0 pentru Kashima. Înscrie Kionaga Takeru. Kionaga Takeru este cel care înscrie. Lângă era și omul care a deschis scorul, Suzuki Ayumi. Iată pe cei de la Kashima. Au stat la cutie. Centrarea aparținului lui Nakagawa Yoshiki, capitanul lui Kashima.